Bine te-am găsit, draga mea! În acest tutorial îți voi arăta o prescurtare a cursului de manicură online din nivelul de întreținere de pe Patreon, în care îți arăt cum faci baby boomer, întreținere pe baby boomer de la cap la coadă. Eu sunt dascaluionelaana și te invit să rămâi în continuare alături de mine. Încep prin a îndepărta produsul anterior de pe unghiuțe în proporție de 95%, scurtez unghiuțele, împing cuticula cu un pusher, desprind ligamentele cu un bit lacrimă roșu, puțin mai bombat, nu foarte subțire. Sunt diferite motive pentru care folosim o lacrimă mai alungită sau mai scurtă și bombată. Pentru a afla aceste motive, te invit să te înscrii la cursurile mele de manicură online de pe Patreon, acest curs fiind în nivelul de întreținere. Poți să observi aici o mică schimbare, mai bine zis mare, pentru că aici avem o cuticulă și o piele a faldurilor laterale foarte, foarte exfoliată, uscată și crăpată. Și iată cum, încet, încet, se rezolvă și se elimină totul. Draga mea, pentru mai multe detalii despre cursurile de manicură online, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dascaluionelaana, iar eu o să îți dau toate detaliile pentru a ști în care nivel te încadrezi. Ridicăm cuticula și finisăm faldurile, după care cu o forfecuță voi tăia cuticula pas cu pas, milimetru cu milimetru, din aproape în aproape. La fel și aici, sunt tehnici și tehnici prin care trebuie să tăiem cuticula. Multora nu le iese perfect. Apoi voi aplica produsele de bază, printre care bonding base de la BAF. Aici, la fel, trebuie să fii foarte atentă, draga mea, să nu atingi pielea, cuticula, faldurile laterale, din două motive. Unul, pentru că clienta ta poate să facă alergie la acest produs și doi, pentru că dacă este atinsă pielea din jurul unghiei, acea unghiuță este predispusă să creeze lifting. După ce am uscat bonding base la lampă, aproximativ un minut, încarc cu gel Milky White de la BAF într-un strat subțire, după care, fără să polimerizez stratul subțire, adaug o bulă mai mare, care o voi pierde foarte, foarte finuț, începând de la lunulă spre marginea liberă, cât mai gros, pentru a ridica unghiuțele care sunt încovoiate mai mult sau mai puțin. La această unghiuță, după cum poți observa, avem aici o denivelare din cauza hidratării și deshidratării repetate. De ce avem lifting la unghiuțe la marginea liberă? Te întreba vreodată acest lucru? Iată, din acest motiv, pentru că unghiuța se îndoaie și dezdoaie la hidratări și deshidratări repetate. Bineînțeles că sunt foarte repetate, deoarece mereu noi femeile
spălăm sau facem duș sau suntem cu mâna în diferite lichide și unghiuța noastră se hidratează și apoi deshidratează mereu. Ceea ce înseamnă că gelul fiind foarte dur nu se va mula după unghiuță care odată se îndoaie, odată se dezdoaie. Ei, acesta este încă un motiv pentru care unghiuțele fac lifting în zona marginii libere. Știai acest lucru? Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă știai sau nu acest sfat, această informație. Dacă nu o știai și consider că nu știi încă multe alte informații care le afli din acest tutorial, te invit în privat să-mi scrii un mesaj pe Facebook sau Instagram cu numele dascaluionelaana pentru a-ți oferi mai multe informații despre cursurile mele de manicură online de pe Patreon pentru a te înscrie într-un nivel potrivit ție. Eu îți recomand cu încredere nivelul de întreținere unde în acest moment mai sunt doar 6 locuri disponibile sau nivelul premium de construcție unde mai sunt doar 3 sau chiar 2 locuri disponibile. La nivelul de întreținere ai acces gratuit la un grup de messenger și nivelurile inferioare, plus la nivelul de construcție ai acces gratuit la un nivel, la un grup de messenger și unul de Facebook, unde odată pe lună intru live, de asemenea și la nivelurile inferioare acestuia. Nu-i așa că e minunat? Iată cum arată unghiuțele acestea, vreau și eu. Apoi aplic rubber base pentru a realiza apexul pozitiv, adică nuanța de roz a baby boomerului. După aceea aplic super glossy finish de la Noblesse, polimerizez la lampă, realizez bulinuțele și iată, cam acesta este tutorialul meu de această dată. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube cu numele dascaluionelaana. Dacă îți plac tutorialele mele, poți să dai like și share de asemenea și te aștept în privat pentru detalii despre cursurile de manicură online. Pupici, draga mea urmăritoare, ai grijă de tine, nu uita să zâmbești și ne vedem data viitoare!